haideți să începem. Da. Da. S-a făcut o prezență, nu? Aici pentru care suntem. Da, așa, am făcut prezența, da, 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 da. Nu am semnat. Nu l-ai cum. Nu l-ai semnat acolo, unde am semnat? Nu, nu, lasă, lasă că semnez la sfârșit. Vreau să zic că a fost un pas pentru faptul că am încercat să ne ordonăm o leacă în scrie la cuvânt și ca să putem să audă și mai clar, doamna să ne registreze mai bine asta, discuții din ședințe Consiliul Local și chiar aș vrea pe viitor să rămânim așa pe cac, suntem mai puțini acum, dar și ceilalți înțeleg, care au mai bune alinii. Da, încă de la început vreau să asta e ordinea de zi. Să, înainte de a pune la vot procesul verbal la ședința anterioară, aș vrea să fac o completare care pentru doamna aș vrea să se înscrie acolo, da. În primul rând, deci vreau să-i arăt doamna primar că expertiza de la dispensarul uman, vreau să spună spuna, și îi dau și domnul Viciu, să nu am nici pe una și cum vă dau. Expertiza de la dispensarul uman are la varianta 1... Da, asta nu mă să o lăsăm la diverse. Nu, dar eu vorbesc că pentru proces verbal de ședință care s-a discutat de la trecută. Deci are la capitol, la varianta 1, consolidare și reabilitare, iar doar varianta 2 este desfințarea imobilului în vederea demolării. Deci sunt cele două variante care vreau să spuneați că n-ar trebui să fie, dar cele două variante sunt înscrise în cele 46 de pagini ale expertizii. Eu am doar prima pagină, am dat pe toate și aici se poate observa că varianta 1 care se poate face consolidare și reabilitare, iar cealaltă... În ce an? În 2019. Vreau să intervin și eu. Adică vreau să am făcut asta. Am discutat cu colegul meu, cu domnul jurist. Dumnealui știe de expertiză coare, într-adevăr au venit cu soluția asta, dar la sfârșit concluziile sunt că decât să se reabiliteze, mai degrabă se dărâmă, costurile sunt foarte mari. Eu n-am citit doar asta, pentru că atât am avut timp. Am discutat cu colegul meu când făceam procesul. Deci asta a fost referitor la expertiza care spunea dumneavoastră cât poate să fie doar numai o singură variantă, nu două. N-ați venit cu rezultatul final. Nu, de la urmă, concluziile. Doamne, nu prima pagină, concluziile. Eu ne-am văzut cel două variante care probabil sunt desfășurate pe celălalt bază. Hai să ne uităm. Am venit cu ce-am acolo, da. În al doilea rând, m-am uitat pe regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local încă în vigoare, păresc că nu s-a modificat nimic până la ora actuală și spuneam felul următor aici. La articolul 29, ședințele Consiliului Local sunt publice și caracterul public este dovedit prin acces, prin posibilitatea de ca persoane să aibă acces la ședințe de Consiliul Local sau cetățenii cu domiciliu comună de reședință în Mănăstirea Cașin și asiste la ședinții Consiliului Local. De asemenea, la lucrările Consiliului Local poate asista începând de la prefect, președinte, Consiliul Județean, deputat, senator și așa mai departe și alte persoane interesate. Da. Ești corect, da? Bun. Ce-a întâmplat? Dar a asistat. Stați-le acolo. A asistat. Da, dar nu se supune la vot. Ce-a zis? Nu se supune la vot ce s-a întâmplat. Nu se supune la vot, doar ei, așa se poate să ia cuvântul. Poate să ia cuvântul la ședință, da? Corect. Deci aia este. Acum, se pune problema că la ședințele Consiliului Local, care nu se pot ține cu prezență fizică, doar în cazul situațiilor excepționale constatate de către autoritățile competente, precum epidemiile, pandemii, fenomenele naturale... Când v-am explicat, doamnă, că codul administrativ este, doamnă, mai presus. Doamnă, vine mă lăsați să mă insistați. Hai să ne întâlnim să ne lăsați să lăsați-mă să întâlnim și eu ce am spus, nu? Deci eu am vrut să vă spun că în situațiile astea extraordinare care sunt, excepționale, cum zic aici, duc la convocarea ședințelor online, ele sunt online. Asta este. Iar din coace, articolul 17,
din ordinul 25-2021 de care spuneați dumneavoastră, spune așa, sedeții Consiliului Local sunt publice, acestea se pot desfășura cu participarea fizică a consilierilor sau în sistem online. Deci ori fizic, ori online. Noi nu sau. Și, dacă era și, era și așa, și așa. Da, așa este, doamnă. Dar vreau să legea, uitați legea, v-am deci v-am spus la ședința noastră, mi s-au spus dispoziția să conțină clar pe ce platformă se ține. Da, azi m-am venit așa ca să am o discuție referitor la cazul ăsta. Da? Ce aici a fost? Și sper că am încercat. Citești acolo cu albastru, ce faci? Dar nu, că citește numai ce-i convine. Nu, doamne, eu am adus aici și scrie în regulament. Hai să începem ședința așa cum am rugat. Doamne. M-am rugat înainte de a se porni camera. Să pornim la ședința de Consiliu Local cu tema pe care o avem. Să lăsăm divergențele pe plan secund, adică la diverse. Doamne, și tu mai de Haideți să începem ședința. Eu eram de acord să vă vin cu niște precizări și am venit cu el. Precizările dumneavoastră să nu mă cumpă cu mine. Doamne, dar nici precizările pe care vreți dumneavoastră să le scoateți la eu țin legea. Nu, doamne, legea și eu am venit cu legea. Asta e bază. Așa, trecând la ordinea de zi, deci cu micile astea, să spunem, comentarii care le-am făcut eu, să votăm procesul verbal de la ședința trecută din data de 22, nu? Sau 22. Cine este Petru? Așa, cineva îmi putem da? Online? Da, nu, luați așa cu dumneavoastră, trebuie să... Da. Da? Da, da. Deci toată nu mai... Deci, dumneavoastră ați precizat acolo, nu? Care sunt? Da, păi n-ați avut nicio acțiune. Corect, da. Putem să începem la dispoziția privind convocarea Consiliului Local în Mănăstirea Cașin, ședința extraordinară din data 22 iulie 2023, începând cu orele 16. Primarul Comunii Mănăstirea Cașin, Rezu Bacău, inginerul Enache Adrian, având în vedere prevederile articolului 34, alineatul 3, literal, alineatul 5, în ordonanță de guvern 57-2019, privind codul administrativ, întemeiul dispoziției articolul 96, alineatul 1, litera B, articolul 197, alineatul 1 și articolul 200 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57-2019, dispune, se convoacă Consiliul Local în ședință de dată, la data 29 iulie, orele 16, la sediul Consiliului Local al Comunii Mănăstirea Cașin, s-au unilat prin aplicația Zoom cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâri prin acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunii Mănăstirea Cașin, preot pe protopop Ioan Bălgăoan. Punctul 2. Proiect de hotărâri privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunii Mănăstirea Cașin, veteranul de război Ioniță Neculai. Proiect de hotărâri privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului consilier local a domnului Marior Ioan, precum și vacantarea locului de consilier local. Proiect de hotărâre privind darea în scăderea sumei de 897 de lei, prezent taxă de salubritate pentru perioada 2016-2022. Apoi? A fost scos de pe ordinea de zi. Da, mă, prezentat și n-am fost să spun. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice privind obiectivul de investiții centru de zi îngrijire bătrâni. Materialele înscrise la proiectul de hotărâre se comunică secretarul Comisiei de Specialitate. Cine este pentru? Cele 5-6 puncte, da? Diverse. Mai puțin. Nu mai avem nimic, doar punctul 4. O lăsăm pentru altă. Cine da. O să vă prezentăm fiecare, pentru că s-ar putea să mai avem alte persoane care sunt cu probleme și atunci le prezentăm pe toate într-o singură hotărâre. Aveam un pix, dar nu eram, aveam un demn. Îi luați-l pe asta. Da, ca să ți trec cine e să ne schid la cuvânt. Deci, dumneavoastră, acum prezentați punctele la ordinea de zi. Începem cu primul? Cu primul punct. Eu să-mi scriu pe ceva. Cu dispoziția trebuie în locul.
Nu, știam că eram eu și domnilor și domnilor consilieri. Acțiunea de recunoaștere a meritelor al unor personalități legate de Comuna Mănăstirea Cașin, care au prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscută numele Comunei Mănăstirea Cașin, atât în țară cât și în străinătate, și în acest scop propun acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Mănăstirea Cașin, preot Protocop Ion Bârgăoan. În 29 martie 2000, preasfințitul episcop Eftimie Luca, episcop al Episcopiei Romanului, înființează în Comuna Mănăstirea Cașin parohia Buna Vestire, fiind numit preot paroh Ioan Bârgăoan, care cu sprijinul enoriașilor, a credincioșilor din comună, precum și al unor oameni de bine, fii ai satului și altor persoane cu suflete iubitoare de biserică, au pornit demararea construirii unui complex parohial, astfel că, la data de 11 iunie 2000, are loc sfințirea locului bisericii de către preasfințitul părinte Ioachim Băcăoan. La data de 25 noiembrie 2000 se sfințește capela Paraclis cu ramul Sfântului Arhimandrit Ștefan I, mucenic, și Sfântul Mare Mucenic Ecaterina, săvârșindu-se prima liturghie, urmând ca în anul 2003 să fie sfințită și pictura Paraclisului. După 15 ani de osteneală, complexul parohial s-a concretizat într-o biserică parohială, un paraclis, o casă praznicală și un așezământ social filantropic, unde copiii sărmani primesc găzduire, hrană trupească și sufletească. În luna mai 2015, are loc sfințirea bisericii cu hramul Buna Vestire și Sfântul Simeon, noul teolog, iar pentru truda sa, părintele Ioan Bârgăoan, primește din partea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cea mai înaltă distincție onorifică pentru clerici, crucea patriarhală. La 1 martie 2016, părintele Ioan Bârgăoan este numit în funcția de protocop al protopopiatului Ionești, slujind în continuare ca preot paroh la Biserica cu hramul Buna Vestire și Sfântul Simeon, noul teolog din Comuna Mănăstirea Cașin. Părintele Ioan Bârgăoan își continuă lucrarea sa misionară în Comuna Mănăstirea Cașin și în luna martie 2023 pune piatra de temelie a bisericii cu hramurile Soborul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Emilian de la Durostom. În satul Scutaru, omagiu adus eroilor căzuți pe aceste meleaguri în primul război mondial, iar în luna iunie 2023 începe lucrările de zidire la Centrul Social Filantropic Sfântul Simeon, noul teolog, Mănăstirea Cașin, completare a ansamblului parohial din Parohia Buna Vestire, Mănăstirea Cașin 2. În conformitate cu prevederile articolului 129, aliniatul 13, articolul 139, aliniatul 1, din hotărârea de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun atenției și dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Mănăstirea Cașin, preotului protocop Ioan Bârgăoan. Ca proiect, ați observat că aveam așa, că se conferă titlul de cetățean de onoare, se înmânează diploma și placheta în cadrul simpozionului de mâine personalități istorice pe plaiurile mănăstirene cu ocazia zilelor Comunei Mănăstirea Cașin, deci în data de 30 iunie 2023, și persoanei prevăzute la articolul 1 aliniatul 1 va beneficia de drepturile prevăzute în regulamentul pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Mănăstirea Cașin. Vă rog să puneți la... Adică drepturile care sunt? Drepturile sunt... De a participa la ședințe la Consiliul Local, de a participa la toate... prezentările, ce... Iscos din codul fiscal. Ce ședințe sau lucrări, activități are primăria, un teren... Un lot la Scutaru, în regim gratuit, pe o perioadă de...
erau patru mari... Perioada vieții sau? Nu, nu, deci oricum e pe perioada vieții, da, orice. Este pe perioada vieții, orice lucru pe care îl cunosc, da, unui cetățean de onoare, nu este transmis nimănui. Încetează până de ce. Am înțeles. Acum, vă rog să vedeți dacă aveți ceva de spus. Deci, domnul Mihu. Mai vrea cineva să scrie? Să ziceți, domnule. Eu consider că este foarte bine că ne-am gândit să numim cetățean de onoare pe părintele Bârgăoanu, pentru că a făcut atâtea lucruri frumoase în comuna noastră. Gândiți-vă că s-a implicat la construirea bisericii de la fundații până la terminare. Mi-aduc aminte când participat la ședințele noastre de Consiliu și solicita ajutorul să fie acoperită biserica la tablă de cupru, ceea ce l-am ajutat și chiar Consiliul Județean i-a dat o mână de ajutor și a atins scopul. Deci este un om care, într-adevăr, este foarte muncitor, se implică foarte mult și totodată a făcut fapte foarte bune și foarte frumoase în comuna noastră. Foarte, foarte. Este de recunoscut că este cel mai bun cetățean de onoare a comunei noastre. Deci, merită tot sprijinul. Cam atât, mulțumesc. Da. Mai are cineva de zis ceva? M-am scris și eu, Doamne ferește, nu zic nimic, este foarte frumos că i s-a acord preotului Bârgăoanu titlul de cetățean de onoare. Aș fi vrut ca cu titlul de propunere, dacă suntem la capitolul religiei, n-ar putea să fie propus și părintele paroh, sau cum zice, părintele Miloiu, având în vedere că el a administrat mănăstirea Cașin, deci monumentul mănăstirea Cașin, atâția ani și a ies la pensie. Vorbesc că înainte de a ieși la pensie, să aveți în vedere și varianta asta, pentru că a avut o viață care a venit aici și cred că merită și dânsul să vină, având în vedere. Am avut monumentul ăsta destul de... Da, o idee. Da. Așa, deci, ca o propunere. Mai e cineva de comentat? Nu. Supune la vot cine este pentru... Cineva împotrivă? Da. Al doilea cetățean de onoare este vorba despre singurul veteran de război în viață care se află în momentul acesta pe teritoriul comunei noastre. În semn de respect și recunoștință profundă față de veteranii de război care au apărat patria cu onoare și curaj, ajunși la vârsta senectuții, am propus acordarea titlului de cetățean de onoare a Comunei Mănăstirii Cașin, veteranului de război, plutonier adjutant în rezervă Ioniță Neculai, care a luptat în cel de-al doilea război mondial. Ioniță Neculai, veteran de război, născut la data de 26 septembrie 1925 în comuna Mănăstirea Cașin, ajuns la onorabilă vârstă de 97 de ani, 98 în toamna aceasta, este înrolat la război în anul 1943, la vârsta de 18 ani, în batalionul 53 fortificații, este lăsat la vatră în 3 iulie 1948, în data de 23 ianuarie 1953, se căsătorește cu doamna Căciula Aburița, având împreună 3 băieți, sărbătorind anul acesta 70 de ani de căsătorie. În conformitate cu prevederile articolului 129 aliniatul 13, articolul 139 aliniatul 1 din hotărârea de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun atenției și dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Mănăstirea Cașin veteranului de război Ioniță Neculai. Mâine, în cadrul simpozionului personalității istorice pe ploaia Mănăstirenei, vom înmâna placheta care am pregătit-o special și pentru celălalt cetățean și pentru dânsul, dar având în vedere vârsta înaintată, nu propunem să nu îi putem da acel teren, pentru că, vă dați seama, nu avem cum, că nu-i transmisibil, asta am spus de la început.
să-i acordăm un premiu de 500 de lei. Da. Cine este pentru? Aveți ceva de zis? Da, vreau să spun că am reușit să-l cunosc pe domnul Ionuț Nicolae în anul 1967, de când lucra la Combinatul Petrochimic Borzești, în special la cauciuc, la Edili. Era un om, era ca bulgher, dar era șef de echipă și coordona 20 de subalterni. Era un om foarte perceput, foarte, cum să zic, se purta foarte frumos cu subalterni și era foarte perceput și un om respectabil, un om foarte corect. Plus că aveam și un grad de rudenie, că nepoata mea este căsătorită, așa, și într-adevăr are tot meritul să fie cetățean. Vă spun sincer că cei de la veteranii de război au fost foarte încântați. Că vor participa și ei mâine la, în cadrul ședinței, vin și de la Asociația Veteranilor de Război, domnul președinte general Florea și domnul secretar al asociației. Au fost foarte încântați că un veteran primește, nu post mortem, ci încă mai e în viață un asemenea titlu. Și într-adevăr, cetățeanul nostru merită toată stima și lauda pentru viața pe care o a avut-o în comunitatea noastră, pentru toate realizările ale lui și ale familiei. Și am avut tatăl meu, un veteran de război, era medaliat. Da. A decedat în 2002, în fine, se cunoștea cu Nea Nicolae foarte bine, se cunoșteau, discutau, de asta cunoscem toți. Da, bine, se poate și la punctul 3, da? Ați votat. Am votat. Punctul 3, demisia pe care domnul Mariu Oru, în funcția de consilier local, din cadrul Consiliului Local Mănăstirea Cașin. Motivele demisiei mele sunt de natură personală. Că ați întrebat de ce? Doar aici trebuie să luăm la cunoștință. Doar luăm la cunoștință. Da. Știți cine urmează? Da. Miloie? Da. Dacă vrea să vină? Alexandru, nu? Da. Că nu ai uitat pe locul 13, da. Deci s-a dat locul 13. Bun, punctul 4. Și ultimul, că am zis că trecem repede. Este deschisă linia de finanțare pentru centrele de zi, pentru persoane vârstnice. O să vă citesc. Deci am în față și devizul general. Și o să vă citesc nota de fundamentare, care poate să vă aduc la cunoștință. Deci, prezentarea situației actuale. Conform raportului privind persoanele vârstnice estimate cu nevoi de îngrijire de lungă durată, la nivelul UAT Mănăstirea Cașin, din totalul populației de 5.416 persoane figuram acolo, aproximativ 17,9%, respectiv 974 de persoane, au vârsta peste 65 de ani, din care un număr estimat de 572 de bătrâni au nevoie de îngrijiri de lungă durată. Deci este făcut un calcul la nivelul Ministerului Muncii. Mănăstirea Cașin, nu există nicio formă de instituție care să deservească această categorie de populație. Prin implementarea proiectului pentru care se solicită finanțarea, este estimată asigurarea îngrijirii de lungă durată pentru un număr de minim 50 de bătrâni în cadrul centrului de zi și pentru aproximativ 25 de bătrâni prin servicii de îngrijire la domiciliu. Înființarea centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice răspunde acțiunii enunțate în cadrul strategiei de dezvoltare locală a Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, în perioada 2021-2027, de a crea servicii de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung, adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populației. Obiectivul specific al proiectului este înființarea unui centru de zi, de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice în cadrul UAT Mănăstirea Cașin, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific al investiției, respectiv acela de a crea aproximativ 71 de centre de servicii de zi, cu cel puțin o echipă mobilă care va furniza servicii de îngrijire personală la domiciliu pentru persoanele care nu se pot deplasa la centru,
Deci de-aia ne grăbim, oameni buni, că sunt puține centre. Sunt 71 de centre. Date prim, da. De-aia ne grăbim, de-aia v-am adus aici. Activitățile proiectului, așa cum sunt prezentate în cadrul studiului de fezabilitate și în cadrul cererii de finanțare, au fost structurate astfel încât rezultatul final al acestora să conducă la operaționalizarea centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice în cadrul OATE Mănăstirea Cașin, rezultând astfel respectarea obiectivului specific al proiectului de înființare a centrului de zi, precum și la atingerea rezultatelor proiectului. Avem așa, la Pereaza OATE Mănăstirea Cașin, beneficiarii direcției inițial fiind persoane vârstnice din următoarele categorii, așa cum au fost identificați la nivelul compartimentului social din cadrul primăriei Mănăstirei Cașin. Persoane vârstnice care nu se pot gospodări singure, 54 de persoane. Persoane vârstnice care nu realizează venituri, 15 persoane. Persoane vârstnice fără adăpost, 2 persoane. Persoane vârstnice fără familie, 3 persoane. Astea sunt datele pe care sunt luate de la noi, de la asistența socială. Impactul proiectului asupra beneficiarului și a sistemului local de asistență socială. Să beneficiarea de asistență medicală și socială certificată, oferită de cadre specializate. Creșterea speranței de viață a beneficiarilor de servicii. Permite familiilor să rămână unite, prevenind ruptura și permițând persoanei în vârstă dependente să rămână la domiciliu și să primească îngrijirea necesară. Păstrarea calității vieții, oferind vârstnicului avantajele unei vieți de calitate opuse celei din instituții. Reducerea numărului zilelor de spitalizare a persoanelor vârstnice dependente. Permit medicului de familie sau medicului specialist monitorizarea evoluției pacienților prin intermediul furnizorilor de îngrijire. Crește implicarea autorităților locale în viața vârstnicilor și implicit a comunității. Crește conștientizarea comunității cu privire la importanța evitării instituționalizării persoanelor vârstă dependente prin îngrijirea la domiciliu. La nivelul sistemului local de asistență socială, implementarea proiectului va reprezenta o îmbunătățire majoră a serviciilor sociale oferite populației, având în vedere faptul că în acest moment nu există o structură care să poată oferi aceste servicii la nivelul OATE Mănăstirea Cașin. De asemenea, implementarea proiectului presupune acreditarea serviciului social la nivelul primăriei Mănăstirea Cașin, precum și creșterea numărului de salariați care activează în domeniul asistenței sociale. Deci, indiferent ce se induce în eroare, este un centru care nu va fi la nivelul OATE Mănăstirea Cașin. Deci nu le anime pe persoană fizică. Deci sunt fonduri din acest PNRR care suntem obligați să-l menținem prin banii pe care îi primim. Dacă o să uităm aici în devizul general, cât costă implementarea acestui proiect. Avem și mai încolo, da. Așa, începem. Aici sunt descrierea metodologiei. Dar nu știu dacă ar trebui să citesc chiar tot. Mergem la estimarea suportabilității investiției publice. Avem așa, conform devizului de lucrări din cadrul studiului de fezabilitate, costul total al investiției va fi de 7.557.237,87 de lei, inclusiv TVA, defalcat după cum urmează. Valoarea totală eligibilă, 7.252.955,17 lei, inclusiv TVA. Valoarea totală neeligibilă, 304.282,69 lei, inclusiv TVA. Asta e cheltuiala care vine pe OATE. Asta e cofinanțarea. Da. Cheltuielile pentru execuția obiectivului de investiții vor fi de 4.755.923,96 de lei. Cheltuielile cu proiectarea și asistența tehnică în valoare totală de 545.159,21 de lei sunt defalcate după cum urmează. Studii 7.735 de lei. Documentații suport, avize și acorduri 6.545 de lei. Studiu de fezabilitate, 45.220 de lei. Documentații tehnice în vederea obținerii avizelor, 37.425,50 de lei. Verificarea tehnică de calitate a proiectului, 12.852 lei.
Proiect tehnic și detalii de execuție, 104.422,50 de lei. Organizarea procedurii de achiziție, 50.515,50 de lei. Consultanță și management de proiect, 71.400 de lei. Asistență tehnică din partea proiectantului, 98.056 de lei. Diriginție de șantier, 110.987,71 de lei. Sursele de finanțare identificate ale proiectului sunt finanțarea nerambursabilă, obținută în cadrul apelului PNRR 2023, componenta 13, centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, 6.102.436,54 de lei, reprezint valoarea fără TVA a cheltuielilor eligibile. Bugetul de stat, 1.150.518,63 de lei, reprezentând TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile. Bugetul local, 304.282,69 de lei, reprezentând valoarea cu TVA a cheltuielilor neeligibile. Cu condiția 10 ani de zile să nu-i schimbăm destinația. Asta este condiția. Dar le vedeți pe mail. Le vedeți. Știu, nu uităm acum la cifrele sunt puse conform ghidului de consultanță. Deci, alea sunt ale conform ghidului. Care e diferența dintre valoarea totală și asta la altă care se cheltuie de astea care se duc la 20 ceva de miliarde? 304 alea. 304 este ăla. Și ne și spune unde vin și ce înseamnă, de unde vin aia 304. Fiecare studiu, documente, studiu, asistență tehnică, nu toate astea, așa de... Nu, deci tot ce e aici, studii, documentații, avize, sunt plătite de către stat. Da. Uiteți-vă de vize. Păi nu, dar vreau să zic cât se ridică din mod. Dom'le, ăsta e proiect, dar chiar sunteți specialiști în proiecte, mai avut și acum cu asfaltarea și cu astea. Sau tot Dumnezeu, uitați-vă pe un proiect că sunt făcute din proiectanți, din specialiști în domeniu. Așa nouă de aici pe margine ni se pare mult. Sunt sume imense. Dar ei lucrează după niște stasuri. Adică nu ne azardăm în tot felul de lucruri care chiar nu stă la îndemâna noastră. Plus, ceea ce intră la noi, ca și cheltuieli, fiți convinși că vor fi ridicate PSA și o vor da în funcție de cât sunt sumele astea trecute. Nu înseamnă că cheltuielile astea le vom face la sumele așa. De exemplu, pot să-mi găsesc un deget de șantier cu alți bani, da? Da. Despre ce vorbim? Dar are dirigintele de șantier bani și la eligibil? Avem și la noi la neeligibil. Sau ne uităm aici la asistența tehnică. Dă și statul, dăm și noi, da? Avem, deci așa e făcut ghidul. Cotă parte. Deci nu, nimeni nu poate... Nu, deci asta e făcut. Deci toate calculele astea sunt făcute după un ghid care a ieșit... scos de către ministerul respectiv. Da. Pentru ăștia care sunt îngrijiți, ăștia o să suporte ceva cheltuieli? Nu, totul e gratuit. Totul e gratuit. Dacă s-au luat la discuții că o să fie acceptat mai cei cu pensii mai mari... Dar nu e azil. Domnule, nu e azil. Atenție! Acolo sunt servicii. Sunt servicii. Hai să vă citesc ce vom avea acolo. Construcția propusă are regimul de înălțime parter și funcționa de centru de zi destinat persoanelor vârstnice. Suprafața construită propusă este de 694,25 de metri pătrați. Suprafața construită desfășurată de 694,25 de metri pătrați, iar suprafața utilă de 570,73 de metri pătrați. Forma clădirii în plan este relativ rectangulară, cu decrosuri având dimensiunile maximale de 41,95 de metri ori 20,70 de metri. Înălțimea la cornișă va fi de aproximativ 3,95 de metri, iar cea de la coamă de aproximativ 6 metri. Avem toate, deci proiectul este în lucru. Adică chiar e terminat. Clădirea va beneficia de 4 accese situate, dacă vreți vă arăt că avem pe laptop și cum arată clădirea și cum, da?
de patru accese situate pe fațade diferite, dispuse astfel. Accesul principal este amplasat pe fațada principală și este destinat persoanelor vârstnice, personalului medical și personalului administrativ. În zona accesului principal se va amenaja și o rampă destinată persoanelor cu dizabilități, având o pantă de 8%. Accesul secundar este amplasat pe fațada laterală, dreapta, și este destinat personalului medical și administrativ. Două accese secundare pe fațada posterioară destinată personalului auxiliar. Funcțiunile propuse sunt sală de primire, arhivă, două săli de recreere, cabinet de consultații, sală de tratament, cabinet psihologic, cabinet kinetomasaj, sală fizioterapie, frizerie sau coafor, vestiar destinat persoanelor vârstnice, dușuri, femei și bărbați, grupuri sanitare pe sex, grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilități, două încăperi cu funcțiunea oficiu de curățenie, birou administrativ, vestiar personal medical prevăzut cu grup sanitar, vestiar personal prevăzut cu grup sanitar propriu, oficiu de servire, oficiu de spălare veselor, depozit de alimente, depozit, cameră depozitare deșeuri, spațiu tehnic, coridor, holuri și terase exterioare, în jurul clădirii se propune realizarea unui trotuar de gardă. Sistemul de fundare se va realiza în soluția fundației continuă sub stâlp și pereți construcții. Mai citesc cum va fi finisaj construcții cu instalații. Dar v-am citit funcționalitatea acestui proiect, da? Din ce va fi compus. Deci, să înțelegem că pentru orice comună, a modul în care arată acum și noi, suntem o comună mare. În acest centru este, numai dacă nu vrem să recunoaștem că este o necesitate. Și dacă suntem răuvoitori și ni se pare că vorba aceea, la ce ne mai trebuie, că asta tot auzim. Dar e un centru binevenit pentru orice persoană în vârstă care vrea să socializeze. Da. Terenul de fotbal, ceva. Discutăm. Auzi, hai să vorbim civilizat, nu? Da, asta e bine, doamne. Vă rog să supunem la vot. Hai să vedem dacă aveți discuții pe chestia asta, da? Vreți să mă schizi acolo? Nu, asta vreau să știu, dacă afectăm terenul de fotbal, venim cumva în față. Venim. Venim, nu? Venim. Deci o să-l bai mici. O să-l relocăm. Da. Terenul de fotbal, o să-l relocăm. Deocamdată. Până intrăm în analiză, până intrăm în aprobare, deocamdată ne folosim de acel teren, da, care, știți prea bine, este oricum în fața bisericii și deranjează, dar o să-l relocăm în așa fel încât tinerii din Lupești să nu fie afectați, sub nicio formă. Dimpotrivă. Deci, această construcție în fața bisericii, cred că este mult mai, este omul de la biserică, poate să meargă la acest centru și poate să stea să socializeze o persoană care acasă e singură. Nu, am fost întrebat de tine și spunea cine e dat să face, nu mai rău terenul ăsta, nu? O să, avem în vedere, da. Și de asta, și acum, dacă e filmat, poți să faci un rezultat. Da, fără discuție. Da. Altcineva? Altcineva? Tot așa vreau să înțeleg, dar am pus poate bine și pentru comuna noastră și asta, am vrut să zic că tot ce spune domnul meu, cu terenul de fotbal. Deci, dacă vă rămâne acolo, va fi bălăcie. Adică, locația, dacă ar fi undeva mai, undeva unde e liniște, să ai o liniște, să ai asta. Știți? Adică, mi se pare că am un centru satului. Așa. Dacă s-ar putea undeva, așa să zicem, nu avem altă locație, mă gândesc, da? Ba da, e găsit. Adică, undeva, mă să ai ceva. E luat în calcul unde îl putem reloca și, la momentul oportun, o să vă aduc la cunoștință, da, pentru că va trebui să-l amenajăm, da, și vor trebui iarăși dați bani de la noi, da? Da. Acum să-l facem să fie funcționat, că nu, nu vine mâine, poi mine, să-l facem în așa fel acum, dacă tot s-a stricat acolo în spate, să arate bine zona din spatele terenului, o să încercăm chiar pe moment să reparăm gardul acela. Deci vom avea, avem în vedere de a
îl face funcțional cât de cât acel teren, nu cu investiții majore, ci cu mai mult cu muncă, care s-au oferit câțiva consilieri să intervină acolo și să îl facem să fie funcțional. Până venim cu construcția. Mai pot spune ceva? Ia zi. Doamna primar, dacă v-ați gândit cumva să facem un loc de parcare acolo, în față, ați văzut că există un singur loc și când merge la biserică, la biere, n-avem unde parcă mașinile acolo, pune pe stradă, la trecere pieton, să pune lumea în pericol de să-i accidentăm. Acolo există spațiu suficient să facem o parcare sau peste șanț să facem. Dacă v-ați gândit cumva, adică să vă hotărâți, da, să facem ceva. Tot acolo este prevăzută. Da, noi am luat în calcul și e o știre care e normal să vă aduc la cunoștință. Noi trebuie să implementăm acele stații de încărcare prin care suntem obligați inclusiv cu parcare. Da? Și atunci ne-am gândit noi că zona cealaltă va veni centru, deci trebuie să nu ne atingem de zona în care este prevăzut acel centru, dar avem zona către școală. Da. Zona către școală. Noi la momentul acesta avem proiectul de TIC. Proiectul de TIC prin PNRR, care avem acolo un stâlp și o bancă inteligentă. Pentru că un stâlp înseamnă un stâlp de, prin care avem și cameră video și la acel stâlp este și un buton de SOS. În caz de urgență, cineva poate apela butonul la stâlp și atunci primește ajutor. Asta este prin proiectul, tot prin PNRR, acea bancă. Și tot acolo, pe zona aceea, probabil exact așa ne-am gândit și noi, să dispară acel gard, va veni o parcare întinsă și vom pune o stație de încărcare electrică. Aia e zona care va fi. Da. Adică căutăm, deci toate astea nu le putem face decât pe terenurile noastre, toate aceste proiecte. Noi trebuie să ținem cont unde ai teren, unde te poți pune. Deci aia este o zonă pe care noi am prevăzut-o ca o parcare cu și automat, fiind și de încărcare, se poate și parca să vădărăție. Este spațiu tot dus în față cât să intre. Altcineva? Eu vreau să-mi mai scriu și-o puțin. Vreau să zic că am auzit proiectul ăsta abia cu două zile. Hey. Am auzit, era întrebat și pe doamna, secretară, cât să avea zis? Abar n-aveam că acolo va fi un centru de ăsta. Nu zic nimic, un centru de ăsta n-ar fi bun la nivel de comună Mnăstea, ca și în Doamne Ferești. Este destul de binevenit. Este că acolo se preconiza cândva să facă un cămin cultural, ca zona Lupes să aibă și un loc unde se poate desfășura sărbătorile astea de căsătorii, ceremonii din astea de, știu eu, potezul, ce vrea să facă ei acolo, așa era cumva în discuție. Acum, chestia este că dacă suprafața asta imobilă are 600 ceva de metri pătrați, raportat la terenul ăla cât este acolo, cât mai rămân disponibil așa, pentru a fi și un părculeț acolo pentru oamenii aia. Este prevăzut prin proiect și părculeț. Nu știu cât este suprafața totală. Este prevăzut prin proiect și părculeț. Am înțeles. Prin... Adică oamenii aia cred că nu-s duși acolo numai să stea în pat, o să mai iasă și nu, este prevăzut cu băncuțe. Da. Era, cred că, mai bine venit dacă ar fi fost într-o zonă măcar de... Și eu, de? 5-6.000. 10.000 de metri, eu știu cum parc. Dacă ne donați un teren, îl punem acolo. Ce se face? Mă, cu rocul dumneavoastră. Asta este. Da. Deci, ar fi fost, cred că o dezbatere publică era binevenită, cred că înainte de a se lua o hotărâre. Se știe de mult și știți și dumneavoastră, doar toată ziua, dacă s-a făcut tantamul ăla și a fost și Facebook-ul, că se dărâmă ca să se facă centru, deci toată lumea știe. Da. Haideți, nu-l faceți pe niște tot. Asta era... Și asta o face pe persoană fizică. Asta era zborul. Și dumneavoastră care... De exemplu, domnul Mivu zicea că vrea să facă acolo în satul de pești ceva pentru mori sau nu știu ce capelă. Se va face și capelă. Era destul de...
Dar că era acolo, nu știam care rămâne în picioare, știi, asta e important. Este tot prins. Așa că ți-ai asigurat un loc acolo, de poți să te odihnești. Da, mulțumesc, poți să fii și pe urmă. Da, nu, n-am cu tine, o lepte o prisală de tine, da. Ce treabă avem? Am zis că are doi cinul de pește. Haideți să luni și urmă. Hai, mai aveți ceva de comentat? Sunteți dispuși să o punem la vot? Hai, uite. Cine este pentru? Deci împotrivă cineva? Nu-i văzut că a votat. Am văzut, eu știu, poate fi cineva și... Diverse, dacă vrea cineva da. Să spună, aș gata. Hai, cine se înscrie la diverse referente? Cine? Nimeni. Gata, nimic? Doamna? Atunci închidem ședința. Păstrăm pentru o altă ședință. Da. Exact. Mulțumesc.